Apicultori din toate colțurile țării și-au dat întâlnire la invitația Tremod. Noua colaborare dintre Tremod și compania de investiții Roca promite numai lucruri extraordinare pentru 2019, atât pentru apicultori, cât și pentru consumatori. Ce înseamnă Tremod pentru industria apicolă din România? Tremod a luat ființă în 1992, s-a dezvoltat împreună cu firma Filomera din Brașov, după care din 2000 a trecut spre Băicoi, eram înainte la Tulcea, acolo și locuiam. Am făcut cel mai mare centru din țară acolo. Am fost primul oponent concurent, al ACA din România. Am reușit să strâng foarte mulți apicultori și să ajungem la 2000-3000 de tone pe an. Am nemulțumit și a trebuit să dispar. Cu ajutorul platformei Roca, reînviem. Și ați auzit ce intenții sunt, să devenim cei mai puternici din țară. Tocmai știm că au fost niște ani puțin mai grei, ultimii. Cum a apărut această prietenie dintre Roca și Tremod? În căutarea mea de a salva firma, și vă spun, dacă nu aș fi fost marinar, nu rezista nimeni la presiunile pe care am trecut eu. În ordine DNA, ANAF, bănci, Banca Națională, mediu, exact, toți parcă erau puși să distrugă această firmă. Am căutat, m-am zbătut și am găsit acest oameni care ați auzit și dumneavoastră în expozeul care l-a făcut doamna Anca Maninciu, că vor să ajute firmele adevărat românești. Cum plănuiește acest nou parteneriat să se impună pe piața de retail și Horeca de la noi din țară și nu numai? Numai cu produse naturale și o diversificare extraordinară pe care noi o avem. Eu am produse de nișă care zac deocamdată în faza de proiect sau de testare de piață spre beneficiul oamenilor, începând de la copii și terminând cu bătrâni. Avem destule și pentru export și pentru țară. Avem destule, dar bune. Deocamdată, politica celor care se ocupă de așa ceva, de exemplu, protecția consumatorilor, nu indică posibilitatea să concurăm cu asemenea. Va trebui să intrăm pe o linie specială pentru produse nu atât bio, ci produse cu adevărat naturale și pe care să nu scrie UE, non-UE, ci să scrie produs garantat din România. Garantat fără antibiotice, garantat fără falsificare și mai departe. Asta este esențial. Pentru că merea este un produs, un aliment, medicament, are influențe cu totul și cu totul devastatoare în cazul în care este falsificat sau când conține insecticide, pesticide și alte drăcovine de astea. Tocmai pentru că ați menționat aceste lucruri, cât de important este consumul unei mieri sănătoase, nu numai pentru cei mai în vârstă, dar mai ales pentru copii, pentru că acum va fi introdusă și în școli. Să dea Dumnezeu să fie introdusă în școli, dar eu semnalez cu ocazia acestui interviu un lucru care l-am mai spus, dar văd că toată lumea taci. Dacă vor încredința această operă sau această, ca să spun, producție pentru copii și nu vor fi firme serioase și vor da aceeași miere care să aibă UE, non-UE și mult zahăr sau altceva, vom distruge exact generația de mâine. Atenție foarte mare. Deci, foarte mare atenție. Cui dă pe mână așa ceva și în ce ambalaj? Pentru copii este esență. Noi am făcut testări. Nu orice ambalaj merge. Avem ambalaj. Noi îl avem. Suntem curioși, dar vedem că suntem exceptați. Pentru că strânjenim. Convențional este mierea care se poate obține în condiții de culturi convenționale, adică nu culturi bio, sau din lanuri, din păduri, din astea, cu tratamente normale, pe când mierea bio n-ai voie să faci anumite tratamente, n-ai voie să folosești până și stupul să fie vopsit, n-ai voie să folosești, foarte important, faguri care să nu fie numai din ceară naturală și să aibă, de exemplu, parafină sau până și smoală sau seu de oaie
Și atunci vorbim de mere bio. Nu se poate fi mere bio. Merea bio are o căutare foarte mare. La noi nu este înțeleasă noțiunea. Dar dacă ați văzut scrisoarea care am pus-o cu acel om, n-a spus-o toată. Însuși, el și feciorul sunt bolnavi de cancer de piele și se tratează cu produse de la noi. Iar eu personal am scăpat de o hepatită mâncând miere de salcâm în fiecare zi, sirop de miere de salcâm cu cătină, dar din salcâm adevărat. Nu știu dacă mă înțeleg, să repet, salcâm adevărat, nu salcâmul care e în azuceare. Azuceare acolo, nu? Și cum pot deosebi oamenii obișnuiți care vor să cumpere o miere sănătoasă, dar nu știu să facă diferența dintre una adevărată și una plină de antibiotice? Este greu dacă cea cu adevărat bună nu se pune separat și nu se vinde separat. Ei, asta încearcă investitorul, să apărăm în rețea, dar individualizat, să știe că le-ați produsele Tremot, foarte diverse și de unde omul poate să aleagă, cu prețuri nu prea mari, și vrem să avem înțelegerea celor care vând și care nu-și pun, de exemplu, distribuitoria poate 25-30% și nu văd de ce. Eu sunt comerciant. Eu am lucrat în flota de pescuit oceanic ca șeful departamentului aprovizionare. Știm că au existat niște probleme în anii trecuți, dar acum au reușit să se redreseze. Care sunt planurile de viitor? În primul și în primul rând, recâștigarea încrederii, într-adevăr, între apicultori. Sunt câteva mii de apicultori în țară cu care suntem în contact și care ne dau mierea. E foarte important pentru noi ca această relație să fie restabilită și mai departe, sigur că da, să facem ceea ce a făcut Tremot timp de 25 de ani, și anume să exportăm această miere românească foarte bună în piețele din Europa, dar și din țări din Asia, cu care avem contacte și avem cerere. Principalul lucru pe care îl dorește Tremot este comercializarea unei mieri cât mai sănătoasă, atât pentru consumul celor mai mari, să spun așa, dar mai ales spuneau mai devreme că pentru copii, tocmai pentru că urmează să fie introdusă și în școli. Așa este. Tremot are majoritatea clienților în piețele din Europa de Vest, Germania, Austria, Italia, Spania, Franța și așa mai departe. Noi ne-am dorit foarte mult ca această miere, care trece de standardele ridicate pe care vi l-am precizat mai devreme, să fie oferită și clienților în România. România au la fel dreptul să consume miere de aceeași calitate ca și orice cetățean din Germania sau din orice altă țară europeană. Asta ne dorim foarte mult și am vrea ca peste 5 ani de zile să nu oferim cea mai mare parte din miere în continuare doar piețe europene, ci să oferim în egală măsură miere să clienților din România. Cum plănuiește compania să se impună în industria aceasta de retail și Horeca de la noi din țară, dar și de peste hotare? În primul rând prin calitatea mierii, în al doilea rând prin investiții pe care le vom analiza în ceea ce privește o linie de ambalare pentru retail automatizată și cu toate standardele de siguranță alimentară. Și trei, printr-o foarte mare atenție în ceea ce privește relația cu rețelele de supermarketuri, modul în care ne prezentăm și livrăm mierea pe care o vom vinde în piața națională. Vă rog să-mi spuneți ce înseamnă Roca mai exact. Roca, îmi place să spun că este un partener puternic pentru companiile care au probleme în România și care vrea să le ajute să trăiască peste acest impas și să devină din nou niște nume și niște branduri recunoscute. În primul rând, Tremot, pentru că industria mierii este o industrie în care România excelează. Este, poate, din păcate, printre puținele unde avem un astfel de rezultat, și atunci și noi am zis că trebuie să fim parte a acestui rezultat. Suntem al patrulea cel mai mare producător de miere din Europa. Asta e partea tehnică a problemei. Partea cealaltă este, pentru că Tremot este un nume în această industrie, Tremot este un procesator de renume, are 25 de ani de vechime și se pliază exact pe modelul nostru. Da, are probleme acum, dar poate fi salvat și cu ajutorul nostru sper să se întâmple. Și cum ziceam înainte, și pentru că fiecare are nevoie în viață de un pic de miere. Care sunt planurile de viitor atunci în ceea ce privește acest parteneriat?
În primul rând vrem să aducem Tremod ca principal procesator de miere din România. Evident nu va fi ușor, dar ne suntem hotărâți să facem acest lucru. În al doilea rând vrem să fim un partener calitativ și de nădejde pentru clienții noștri în afară, să fim recunoscuți, noi să fim o garanție a calității produselor românești. Și în ultimul rând, pentru apicultori, vrem să fim acel client al lor, furnizorii noștri, la care se gândesc prima dată când vor să-și vândă miere. Spuneți-mi cum a apărut această prietenie dintre Roca și Tremod? Roca a fost înființată, este o inițiativă noastră la care muncim de 5 ani de zile, pe care am lansat-o în anul trecut și care are ca scop însănătoșirea, să contribuie la însănătoșirea economiei românești. Noi ne-am gândit atunci că putem găsi în diverse industrii companii românești de tradiție, companii românești care au un produs românesc, companii care sunt în dificultate și pe care cu ajutorul nostru le putem readuce acolo unde au fost sau mai mult decât atât. Intrând în această companie Roca, în această companie Tremod, ne dăm seama acum că problemele acestei companii sunt mult mai mari și de fapt nu sunt problemele unei companii reprezentative dintr-o industrie, ci sunt chiar probleme emblematice ale industriei mierii din România. Industria mierii în România, care din punctul meu de vedere poate fi o industrie în primele 3 industrii de export ale României, așadar poate fi o industrie esențială pentru dezvoltarea economiei românești. Și mă gândesc acum foarte serios că subiectul nostru aici, sau misiunea noastră aici, poate fi atât însănătoșirea acestei companii punctual, cât și o implicare la scară mai mare a însănătoșirii întregului mediu de afaceri în acest sector, și anume însănătoșirea întregii industrie a mierii. Ne gândim împreună cu colegii noștri acum să facem un proiect mult mai mare în care să vorbim despre problemele existente în această industrie, despre faptul că mierea noastră bună merge la export în timp ce noi importăm miere de proastă calitate pe care o dăm copiilor și părinților noștri. Și mă gândesc că o parte din problemele cu care se confruntă toate companiile din acest domeniu pot fi soluționate printr-o implicare a noastră, cel puțin la nivel de mesaj. De unde credeți că pornesc toate aceste probleme pe care le are industria? Pentru că până la urmă mierea noastră este foarte apreciată la nivel internațional. E adevărat. Experiența noastră în această companie este relativ mică, 6 luni de zile din care am făcut această investiție. Începem să învățăm, rolul nostru este și să învățăm această industrie din mers. Și mă bucur aici de faptul că domnul Deobre, care a dovedit și astăzi că este un expert în acest domeniu, ne va fi un profesor bun. Eu înțeleg că principala problemă aici rezultă din faptul că mierea de calitate nu poate să aibă preț, și asta datorită faptului că există într-o competiție sau într-o concurență neloială cu produse de proastă calitate, care din păcate sunt comercializate la nivelul retailerilor, magazinelor de retail, la nivelul întregii țări, afectând prețul, normal că afectăm profitabilitatea, afectând profitabilitatea, normal că aceste companii sunt tot mai slabe din punct de vedere, sunt tot mai nesănătoase, ca să mă exprim corect, din punct de vedere economic, și în timp ele vor dispărea din mediul economic. Și rezultatul direct al dispariției acestor companii, acestor producători, este că industria românească de miere încet, încet va muri. În ce măsură poate afecta un produs sau un medicament de mai proastă calitate sănătatea albinelor față de un produs care, deși este mai scump, este mult mai calitativ? Pe lângă faptul că poate influența negativ un produs neautorizat sănătatea albinelor, trebuie să punctăm că afectează foarte mult și sănătatea apicultorului, respectiv poluează mediul înconjurător, iar nu face bine nici la albine, nici la apicultorul în sine, respectiv rămân produse reziduale în miere, respectiv în subprodusele apicole. Afectează în vreun fel acest lucru calitatea mierii care este consumată? Bineînțeles, din moment ce obțin o miere
contaminată cu tot felul de substanțe neadecvate tratamentului, normal și calitativ, mierea nu o să fie propice consumului uman. Eu am prezentat astăzi, putem spune, un tratament relativ nou, recent lansat pe piață, care față de metodele de tratament până acum diferă ca și mod de aplicare. Se aplică odată pentru tratamentul de toamnă și are o durată de eficacitate până în 4 luni. Nu mai există nevoie să repete un număr de mai multe tratamente, ci este suficient una singură și care se aplică la nivelul urdinișului, nu prin fumigații sau alte metode. Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă evenimentul de astăzi pentru industria apicolă din România? Evenimentul de astăzi a fost în principal pentru prezentarea noului acționariat al firmei și de asemenea pentru mulțumirea, să le mulțumim apicultorilor că au fost alături de noi în această perioadă grea și pentru un nou început. Am văzut că le-ați pregătit și un concurs cu premii. Da, un concurs cu premii. Concursul Recunoașteți Produsul. Avem diferite premii în stup, vouchere, diferite vouchere. Apoi mai avem o tombolă a apicultorului. Sperăm ca și acolo premiile să fie pe măsură, toate pentru apicultori. Cât s-au înscris până acum? Am văzut că se băteau așa pe gustat, pe notat. Dar surprinzător nu au fost chiar așa de mulți. Deci produse, sortimentele nu sunt acelea clasice. Sunt diferite sortimente și probabil totuși le este frică să recunoască sortimentul respectiv. La tombolă toată lumea a participat, dar la concurs mai puțin. Ce premii așteaptă pe cei mai norocoși? Diferite tipuri de stup, combinezoane apicole, mănuși pentru apicultori, măști apicole, niște vouchere din partea platformei Roca, toate pentru apicultori. Ce planuri de viitor aveți pentru companie, dar și ce surprize le mai pregătiți apicultorilor? Această întâlnire să fie anuală, poate chiar de mai multe ori pe an, ca să le aducem la cunoștință toate cerințele de calitate externe, interne, tot ce vrea să facă Tremotul. Numai cu ajutorul apicultorilor o să putem să mergem și peste hotare să fim recunoscuți și să ajungem la același nivel la care am fost cunoscuți până în momentul de față. La asta lucrăm și în momentul de față, pe partea de retail. Noi până acum am fost axați mai mult pe mierea vrac, pe exportul de miere la butoaie, dar începând de acest an am intrat încet încet și pe partea chineză, pe piața chineză. Pe piața americană suntem din 2015, am livrat în Singapore și urmează noi piețe. Plus vrem și noi să fim în marile rețele de supermarketuri din România, cu miere de calitate, așa cum ne-o dau apicultorii noștri. Cât de importantă este grija pe care o are apicultorul pentru albinele lui, inclusiv tratamente, pentru sănătatea mierii pe care o produce? E un lucru delicat. Dacă nu corelăm, adică anul apicol începe din august. Din august, dacă nu începe să stimuleze stupii cu ce trebuie, nu se tratează cu ce trebuie până la celălalt august, anul care vine, păi eșec. Adică dacă faci lucrul făcut la timp și bine făcut, este principal în lumea apicolă, pentru că aceste gâzuțe mici sunt atât de inteligente și atât de deștepte, încât dacă încerci să intri în lumea lor și nu le înțelegi, e grav. Adică nu... E bine să le înțelegi. Din fericire, mulțumesc lui Dumnezeu, moștenesc la părinți, la bunici, meseria și mi-e drag și le fac ce le trebuie la timp. Și am și profit. Foarte frumos. Mai așteptați evenimente de acest gen, întâlnire ale apicultorilor? Ba da, sunt binevenite, mai schimbăm o vorbă, dacă dumneavoastră sunteți pe teren, poate mai aude și alții, am vorbit la televiziune și impulsionăm să vină să... Că atunci când există comunicare, există unitate, este și putere. Am văzut că ați avut pregătit și un concurs cu premii și că v-ați înscris, ați reușit să gustați din tipurile de miere? Da, recunosc o parte din miere, pentru că fiecare an cel puțin 4-5 feluri le producem noi, adică rapiță, salcâm, tei,
floarea soarelui, care sunt foarte apreciate și care sunt, care ne dă cel mai mult randament. Deci nu este un concurs foarte greu pentru dumneavoastră, dar există vreun tip de miere pe care nu l-ați recunoscut? Da, este un cea închis așa la culoare, unde n-am făcut niciodată. Nu știu, n-am știut ce să scriu la aia, la mierea respectivă, dar în schimb majoritatea cred că le nimerim. Care dintre premii vă face cu ochiul? La ce sperați cel mai mult? Momentan mai mult plăcerea, nu neapărat premiul în sine. Mai mult plăcerea și să văd așa cât recunosc din toate, cât sunt agil la gust. Trecem la premiu. Premiul 3. Potrivire de nume. Dobre Laurențiu. La merit. Ridică altcineva. Ridică fratele. Da, da. Vecinul. Nu sunt eu, e fratele. Premiul 2, oare cine să fie? Nicolescu Leonardo. Cimbrișor, miere de saltâm cu cimbrișor. 9, iar un sortiment foarte căutat, miere de cireș. Și 10, miere de neghină, adică albăstrica. A doua mențiune, Matei Daniela.